la la. Ce e cântecul ăsta, papa ștrumf? Seamănă cu... Urmați-mă, micuții mei ștrumfi. Așa mă gândeam și eu. Este vânzătorul de obiecte magice. Iar când el trece prin pădure, înseamnă că ștrumfii vor avea probleme. N-avem probleme, Azrael. La apus va sosi mama. Și dacă nu am un cadou pentru ziua ei, voi avea mari probleme. Iar mă va transforma într-o broască. Sau mai rău, poate reușim să ajungem în oraș înainte de închiderea magazinului. Gargamel, chiar vrăjitorul pe care îl voiam. Vrei să cumperi niște amulete? Dispar din fața mea, păcăliciule! Eu mă grăbesc! Talismane, amulete, sunt niște cadouri foarte frumoase. Un cadou pentru mama, ceva frumos sau ceva ieftin, a? Ieftin? Bă, asta e o... Păi, este vorba de mama mea. Dar ce e ieftin? Cât de ieftin? Păi, să vedem, eu am... un penny. Ne vedem primăvara viitoare, Gargamel. Te rog, te rog, ia și tu în considerare relațiile noastre de afaceri din trecut. Crede-mă, exact asta și fac. Te rog, te rog, trebuie să ai ceva. Ai noroc ca minima bună, Gargamel, altfel... Un cercel? Nu-mi place să stric perechea, dar pentru tine și oricum pierd bani cu asta. Stai, stai, ce putere are ăsta? Habar n-am, l-am luat de la reduceri. Pe mai târziu, Gargamel. O, doamnă, vrăjitoarea Hogata, acesta e cuvântul care îmi vine în minte când mă gândesc la tine. Și o fac destul de des. Oh, lingușitorule. Ia zi, ce ți-ar plăcea? Oh, din păcate sunt prinsă până peste urechi cu magia, dar... Cercelul ăsta, îl iau, dar unde e celălalt? I l-am vândut lui Gargamel. Gargamel? E un zbor prea lung? Cară-te! A? Până nu te transform într-o masă. A fost o plăcere, draga mea, ca întotdeauna. Acum am tot ce-mi trebuie pentru a-i găsi pe ștrumfii ăia, după ce voi lua celălalt cercel de la Gargamel. Și cred că știu cum să fac asta. Cosițe strălucitoare, dinți ca perlele. E greu să întâlnești fete perfecte. Râs cu ceritor, un prost voi păcăli frumusețe perfectă. Asta-i ghelvazări. Acum să vedem dacă funcționează. Nu se compară cu frumusețea mea naturală, dar trebuie să fie de ajuns pentru a-l păcăli pe Gargamel. Zboară, animaluțul meu, zboară, zboară, zboară! Tumpitule! Cu prima ocazie te schimb cu o mătură! În ce direcție este casa drăguțului de Gargi? Știu că este pe undeva pe aici. La, 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 la. Vai de mine, m-am pierdut. Ce să mă fac acum? Să vedem. Mușchii cresc pe partea de nord a copacilor. Sau spre sud? Sau spre est? Oh, o prințesă, papa ștrumf. O prințesă frumoasă. S-a rătăcit și noi trebuie să o ajutăm. O prințesă? Singură în pădure? Este foarte ciudat. Te rog, papa ștrumf, trebuie să ne grăbim să nu pățească ceva. Bine, ștrumfito, vom merge, dar cu grijă. Vrăjitorul ăla prost trebuie să locuiască pe undeva pe aici. Știam că simțul direcției nu mă va trăda. Gândește-te, Azrael. Un cercel este mai bun decât niciun cercel. Vai de mine, a venit mai devreme. Vin, mămico. Ce mă bucur să te văd! Bună! Nu cum
Cumva tu ești chipeșul, puternicul, curajosul și drăguțul vrăjitor Gargamel? Acestea sunt urmele ei, Papa Ștrumf. Și duc spre Gargamel. Vai de mine, trebuie să o salvăm. Cine știe ce-i va face Gargamel? Nu știu cum să-ți mulțumesc. Când acel vânzător mi-a spus că s-a vândut celălalt cercel, am crezut că nu-i voi avea niciodată pe amândoi. Și mi-i dorem atât de mult, sunt foarte frumoși. Da, da, frumos, foarte frumos. Mulțumesc foarte mult că mi-ai dat. Ești atât de generos. Aș face orice pentru tine, draga mea. Foarte frumoasă. Până ne vom mai revedea. Stai, stai! Cine ești? De unde vii? Unde-o fi pasărea atâmpită? Uite-o, Papa Ștrumf, a ștrumfit din casa lui Gargamel. Sper că nu i-a făcut vreun rău. Este foarte ciudat. Mai bine o urmărim de la distanță. Trezește-te, amețitule! Vei fi martorul gloriei mele! Nu era o prințesă. Este bătrâna vrăjitoare Hogata. Ce are de gând, Papa Ștrumf? Nu știu sigur, constructorule. Vânzătorul ăla prost nu avea nici cea mai mică idee ce a vândut. Cercei ăștia sunt tot ce avem nevoie pentru a-i distruge odată pentru totdeauna pe ștrumfii nesuferiți. N-avem o mare problemă, micuții mei ștrumfi. Hogata are cercei legendară lui Sonoria. Ea ne va putea auzi vocile de la kilometri distanță, oriunde în pădure. Ne va descoperi satul. Ce vom face, Papa Ștrumf? Frumoasă fecioară, frumoasă fecioară. O, firar să fie. Șterge-o! Ce bine că te-am găsit. Da, ce noroc. Ce faci aici? Adunam miere sălbatică. Ești tu, drăguță, mi-aduci puțină? De acolo de sus? De la viespile alea? Da, sigur, dar nu ți este teamă? Vino, Azrael, domnița mea dorește miere. Mai bine rămân așa până mă voi asigura că a plecat. Veniți, micuții mei ștrumfi, să mergem în sat. Vreau ca fiecare ștrumf să rămână aici până când voi găsi o cale să o ștrumfim pe Hogata și să ștrumfiți în liniște. Aha, de aici voi auzi perfect. Cum era vraja? 7 să-mi ajungă la fiecare lob. Aduceți-mi sunete de pe tot acest glob. Da, da, funcționează. Funcționează perfect. Papa Ștrumf, unde este Leneșul? Mare Ștrumf. Grăbește-te, cântărețule! Tu ești singura noastră șansă! Continuă să sforâi nasos albastru! Așa mă vei conduce direct la sat! Hai, hai, cântărețule, dă-i drumul! Cântărețule, mai tare! Cercei nu se pot scoate atunci când recepționează un sunet. Știu exact ce să fac, Azrael. Îi voi da jos cu acest băț. Azrael! Am văzut-o pe iubita mea! Ce sepita! Hogata!
Agata? Eu nu sunt Agata, eu sunt frumoasă, atrăgătoare, apetisantă. Opa! Ups, cred că vraja nu era rezistentă la apă. Tu! Ce-ai bătut joc de mine? Ar trebui să te... Ia mâinele de pe mine, vrăjitor amator! Vrăjitor nesuferită! Yay! Bravo, cântărețule! Frumos trunfit, cântărețule! Yay! Ura, bravo, bravo! Vrăjitoare nesuferită? Prostul ăla nu recunoaște frumusețea adevărată nici dacă-i fornei în față! Să mergem acasă, Harold! Știm noi când nu suntem doriți! Și ce e mai rău, Azrael? Este faptul că nu am niciun cadou pentru mămica! Nu ai niciun cadou pentru mămica ta? Pliot, nerecunoscător! Mai bine aș avea un trol drept fiu! Mămica! Lasă-mă să-ți explic, mămica! Da, un trol! De ce nu? Vai de mine și de mine, am atât de făcut. Se spune că femeia are tot timpul treabă, așa e, așa e. Da, da, știu. Vai de mine și de mine, trebuie să mă grăbesc de Halloween. Toate frunzele din pădure trebuie să fie roșii. Timpul, unde se duce timpul? Am petrecut deja prea mult timp cu vara. Da, 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 știu. Nu vezi că mă grăbesc? Gata! Hai să mergem! Așa, așa, acum pune la 90 de grade față de centru. Așa, e bine! Poftim! Ce tort de aniversare! Delicios! Și glumețul ăsta, închipuiți-vă! Să serveze ziua de naștere de Halloween. Ce e asta? O surpriză. Auleu, mă întreb ce... Trebuia să-mi dau seama că o să mă ștrunfească. A, glumețule, nu-i grozav că ziua ta de naștere e de Halloween? Nu-ți prea mult ștrunfi așa norocoși ca mine, papa ștrunf. Pun pariu că nimeni din pădure nu-și mai serbează ziua de Halloween. Serios, sunt singurul. Glumețule, mai e cel puțin încă o persoană. Zile de naștere. Cine are nevoie de așa ceva? E o prostie să fie născut de Halloween. Nu-mi închipui la ce se gândea mami. Nici de aici nu o să fie nicio petrecere. N-a fost și nici nu o să fie vreodată. Halloween! Zile de naștere! Și când te gândești că ticăloșele de ștrunfi o să aibă o petrecere! Muscă proastă! Când mă gândesc că ligioanele mici albastre vor petrece și vor mulțumi pentru recolta bună, mă apucă greața! Îi recoltez eu! O să le recoltez capetele alea mici albastre! Îi satură de fericire! M-ați auzit? Terminați! Terminați! Mă rog! Poate că mami o să-mi trimite niște struguri tari. Așa a făcut anul trecut. Una pentru lacomul, una pentru cochetul, una pentru voinicul și una pentru ștrofița. Și una pentru... una pentru... Tare mai place Halloween-ul, ție nu, Harold? Abia aștept să sperii copiii mici, poate că o să și plângă. O să le trag o sperietură. Uneori le trece spaima abia după câțiva ani, dragi de ei. Unora dintre ei nu le mai trece niciodată. Da, dragul meu, curând, în curând o să zburăm peste luna de Halloween și o să ne năpustim peste satele adormite. N-au decât să-și dea cu usturoi, n-au decât să-și spună rugăciunile, n-au decât să facă ce vor, dar n-au cum să se ferească de vrăjitoarea. O, gata! Ha, ha, ha!
Ștrâmfule, Leneș, ia cutiga glumețului și du-te în pădure după niște frunze roșii ca să împodobim. Hai! Da, papa Ștrumf. Grăbește-te în curând, trebuie să înceapă petrecerea pentru ziua de naștere a glumețului. Da, papa Ștrumf. După cum spuneam, papa Ștrumf, e îngrozitor că Leneșul nu are simțul răspunderii sociale. Tocmai ei spuneam ștrumfiței zilele trecute și... papa Ștrumf? La revedere, drum bun! Triste să le văd că pleacă. Ei, dar se vor întoarce. Așa? Unde rămăsese? Da, 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 frunzele. O, ce frumoase sunt! Poftim! O, dragele mele, ce bine vă stă așa. Dar... timpul trece. Dormiți, frumoasele mele, dormiți până la anul. Ah, bătăturile astea îngrozitoare. Ce mai e? Un copil tâmpit care de-abia așteaptă să vadă ce dulciuri cam atât de Halloween? Le dau eu dulciuri. Niște muiere peste mâine, asta o să le dau. Dar ce avem aici? Și-a amintit totuși cineva că e ziua mea de naștere? Ia să vedem de la cine o fi. De la mami? De la Nașu? Poate că mă întreb. La mulți ani, Gargamel! La mulți ani! Miau! Mă umilesc, nu? Vă dau eu vouă Halloween! Vă fac eu cadou! La 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 la. Firar să fie, nu văd nicio frunză roșie. Mi s-a făcut somn de atâta usteneală. Mi-ar prinde bine un pui de somn. Poate că atunci când o să mă trezesc, frunzele o să fie roșii. Cotoi netrebnic, l-ai lăsat să-ți scape. Pentru asta nu o să mai primești nimic de mâncare. Poftim. O să le arăt eu ticăloșilor de ștrumfi. Își bat joc de ziua mea de naștere? Le arăt eu lor. N-o să uite niciodată Halloween-ul ăsta. N-o să-l uite niciodată. O, somnușor! Oh, tare, mai place locul ăsta? Sunt roșu! Oh, vai de mine și de mine! Ce s-a întâmplat? Oh, păi, vezi tu! Unde s-a mai văzut un ștrumf roșu? Oh, vai de mine și de mine! Uite cum arăt! Uite cum arăt! Pare tare rău! Fă ceva! Nu poți să faci ceva! Păi, aș vrea, dar vezi tu, toamna, nu poate aștepta! Fă-mă la loc, albastru! Nu pot să te fac albastru cu o baghetă fermecată roșie! O, vai de mine și nu am o baghetă albastră! Dar ce culoare mai ai? Păi, roșie și albă și galbenă și verde. Ce zice de verde? Albastru! O, săracul netine! Trebuie să faci ceva imediat! Nu pot face nimic acum! Am treabă! Toamna nu poate să aștepte, așa-i place părintelui timp. Nu pot să mă faci albastru la loc? Păi, bagheta roșie e roșie și gata. Poate după ce îmi termin treaba. Poate iarna asta. Poate primăvara viitoare, cel mai târziu. Fugi acasă și așteaptă-mă. Nu să întârzi mult, dar mai întâi trebuie să mă ocup de toamnă. E groaznic! Uită-te la mine! Nu mă mai pot întoarce acasă! O să râdă cu toții! Mulți ani trăiască! Mulți ani trăiască! La mulți ani! Și un Halloween fericit! Desfăți cadourile! Le desfac!
dar mai întâi să le desfaceți voi pe ale voastre. Desfaceți-le în ordine alfabetică, începând cu A. Istețul. Nu-mi vine să cred că un grup de ștrumf cu mintea întreagă pot fi atât de caragioși ca... Bleguțul. Drăguț din partea ta, glumețule, să-mi dai și mie un cadou de ziua ta. Să știi tu. Da. E. F. G. H. Frate, e o zi fantastică. Al doilea cadou. Următorul, bebe ștrumf, cadoul pentru tine. Glumețu? Asta e pentru mine. Leneșul. Leneșul. L-a văzut cineva pe Leneș? Îmi spune și mie unde e? Le-am trimis acum o oră să adune frunze de toamnă. Nu-i stă lui în fire să lipsească de la o petrecere? Să vină ploaie pe ștrum să-i moaie. Da. Poate că mă curăță de roșul ăsta. Un lucru e sigur, nu mă duc acasă în halul acesta. Nu mă mai întorc acasă în halul ăsta. Blesteme de Halloween, nu plouă niciodată. Nu mi-ai ieșit în cărți că o să plouă ceva? Nu este în ordine. Nu e în ordine. Ceva nu este în ordine. Urăsc ploaia. Nu plouă niciodată de Halloween. Nu plouă niciodată de ziua unui ștrumf. O, papa ștrumf, crezi că furtuna asta îi face rău Leneșului? Poate crezi că am exagerat. Mai repede, pasăre proastă! Mă vezi că pierdem înălțime, mai bine mă... Mai bine îmi luăm mătura! Cred că am exagerat, nu, Azrael? Nu mai râde, și așa e de rău. Cât sunt de încurcat. Poate că dacă trag un pui de somn, o să mă simt mai... Ce se întâmplă acolo sus? Cine e acolo? Eu sunt! Cine? Hogata! Gargamel! Ce faci acolo sus, vrăjitoare bătrână și urâtă? Vrăjitoare? Ce vreme frumoasă avem! O dovadă excelentă de magie superioară, nu crezi? Tu ai făcut asta! Din cauza ta pierd eu Halloween-ul! Ai stricat dejunul sărbătorii! De ce? De ce? Doar ca să le faci în jură proștilor alora de ștrumf? Nu ți-ai dat seama că am pregătit un an întreg pentru noaptea asta? Nu-ți dai seama că dacă nu-mi fac turele, copilașii s-ar putea să fie dezamăgiți? Că le place să-i înspăimânt? Așa că vezi, părinte timp, biata vietate e roșie totală. Pardon, toată, nu știu ce să fac. E atât de rușinat, probabil că o să lipsească de la petrecerea glumețului. Știi bine că timpul nu se întoarce. E de neînchipuit așa ceva. Nu. Dar e numai vina mea. Trebuia să mă uit mai bine înainte să fac semn cu bagheta. Trebuie să existe o soluție. Părinte timp, măcar încearcă. Să ne întoarcem în timp? Mamă natură, asta e o problemă serioasă. Mai mult de atât și nu se poate face nimic. Poate te-ai putea întoarce să-mi iei celelalte baghete. Am lucruri mai importante de făcut decât să aduc baghete.
În dulap e un borcan cu dulceață de ștrumf mure. Da! Prinde-l, Azrael, prinde-l! Te-am prins! Iată, uite ce avem noi aici! Un ștrumf roșu! Un ștrumf roșu? Mă întreb cum de-ai ajuns așa? Ei, cum de s-a întâmplat? Mă întreb dacă starea asta îți schimbă compoziția chimică. Oricum, e al meu. Crezi cumva că un ștrumf roșu este echivalentul a 6 ștrumfe albaștri? Eu l-am văzut prima. A, nu, e al meu. Al meu. Voinicule, ia câțiva ștrumf și du-te acasă la Gargamel să vezi dacă e acolo. Da, papa ștrumf. Ștrumfițo, organizează un grup și vină cu mine. O să căutăm noi prin pădure. Da, papa ștrumf. Și voi ceilalți? Da, papa ștrumf. Închideți umbrelele alea. Da, papa ștrumf. Draga mea, Hogata, ce-ar fi să rezolvăm chestia asta ca de oameni rezonabili? Dacă nu mi-l lași mie, am să te transform într-un brascai. L-am putea împărți. Cum adică să-l împărțim? L-am putea folosi pe rând. Hai să-l tăiem în două. Bine, cred... Unde facem asta, la tine sau la mine? Păi e clar că pasărea nu mai poate zbura și ca să mergem pe jos e prea departe. Și în plus, pătăturile mele își fac de cap. N-am încredere în tine. Dă-mi-l mie și gata, eu l-am găsit. E la mine. Te transform într-un broscoi. N-ai bagheta la tine. Leneșule. 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 Nu e aici. Mamă natură, ce dulceață bună faci! Poftim, e gata, ce frumos! Acum trebuie să fug să-i spun dragului papa ștrumf despre bietul micuț Leneș. Dar aș vrea ca părintele Timp să se mai gândească. Suport asta! Voinicule, ce facem? Nu știu! Urăsc, nu știu! O, gata? Vrăjitoarea de Halloween? Și Leneșul e roșu? Unluitor! Repede, ștrumfii mei, timpul nu stă pe loc. Leneșul este în mare pericol. Oh, papa ștrumf, uite cotiga! Nu-mi vine să cred! Pot să crezi? A adormit? Ce se întâmplă? Vor să-l taie pe deget în două cu fierăstrăul? Ba, nu o să-l taie. E ridicolă ideea. Ce e așa ridicol? Păi, m-am gândit. Un ștrumf roșu e așa, o realitate. Mă gândesc la mai multe posibilități. Uscat, de pildă, am putea face din el o minunată boia. Și de unde știm că e ștrumf? N-am mai văzut un ștrumf roșu. Oh, hai să-i spravim o dată. Oh, papa ștrumf, trebuie să facem ceva. Voinicule, păturile. Îți spun eu, Hogata, e o greșeală, nimic altceva. L-am putea ține să cerem recompensă. Ștrumfii albaștri ar apărea imediat. Hai să terminăm cu el. Gargamel, dă-mi fierăstrăul. Ascultă-mă, vrăjitoare bătrână. Ștrumful ăsta, orice culoare ar avea el, e mai prețios decât dacă rămâne întreg. Refuz să duc la deplinire ideea ta idiotă. Uite, un ștrumf! Oh, încă unul! Acum! Te-am prins! Ce? Scapă! Fug! Repede, repede!
Negabule! Mă, ești de vină! Termină, vrăjitoare bătrână! Ajutor! Ai vrut să-mi strici Halloween-ul? Ura! Ura! Ascultă, leneșule, n-are rost să te simți prost. Ce contează dacă ești roșu, verde sau mov? Contează că ești ștrumf. După cum îi spuneam și lui Papa Ștrumf. Istențule, te rog. Mama natură n-a vrut, leneșule. Mi-a stricat sărbătoarea de Halloween. Ba nu, privește lucrurile așa. Acum nu mai ai nevoie de costum. Istențule, poate că a fi roșu are niște avantaje la care nici nu te-ai gândit. Cum ar fi? Istețule, dar trebuie să-l ajuți. Mamă natură, nu pot face nimic. E doar un ștrumfișor. Sigur poți să faci ceva, zău, părinte timp. Un lucru așa de simplu îl faci să pară, bă. Ești sigur că ai mâncat destulă dulceață? Mai e multă? Mai e dulceață? Da, mai e multă. Mamă natură, ești foarte convingătoare. Bine, doar de data asta am să o fac. Ești o minune! Bine! Bagheta roșie, bagheta albă, verde și galbenă. Nu schimbați toată lumea, ci doar un micuț. Ia lucrurile așa. Poate că e un lucru bun să fii mascat. Adică... Papa Ștrumf! Ce se întâmplă aici? Nu știu, Papa Ștrumf. Stătea liniștit când deodată... Urăzdodată! Sunt iar eu! Sunt albastru! Da! Îți mulțumesc, mama natură, oriunde te-ai afla. Și un Halloween fericit! Exact la timp ca să înceapă petrecerea. Exact la timp pentru un pui de somn, dacă mă întrebați pe mine. Mulți ani trăiască, mulți ani trăiască și un Halloween fericit! Ula! O să-ți placă tare mult cum arăți, Papa Ștrumf, e ultimul răcnet. Mă bucur să aflu asta, frizerule. Poftim, ești cu totul alt ștrumf. Mulțumesc, frizerule. Ștrumfițo. Bună, frizerule, bună, Papa Ștrumf. E bună, ștrumfițo, s-a întâmplat ceva? Azi nu par să fii în firea ta ștrumfeasă. M-am săturat să tot fiu ștrumfoasă, îmi trebuie o coafură nouă. Parcă mi-ai citit gândurile, ștrumfițo. Cred că părul tău arată ștrumfos așa cum e. Papa Ștrumf are dreptate, desigur, dar uneori nu e de ajuns să fii ștrumfos. Uneori ai nevoie de ceva ultra ștrumfos. Parul, 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 sunt atâta feluri de-al pieptăna. Îl faci un pic aici, îl faci un pic acolo, mereu îl poți schimba, nu-i așa? Ce frumoasă e dragostea! În sfârșit am întâlnire cu un vrăjitor care e chiar demn de dragostea mea. Un vrăjitor care e altfel decât ceilalți. Nu mă iubește pentru puterile mele vrăjitorești. Mă iubește pentru că sunt așa cum sunt și pentru frumusețea mea. Ia taci, nascunegi! Dragul scumpul de Lizardo trebuie să apară dintr-o clipă în alta și... n-am cu ce să mă îmbrac. Dar ce contează, doar sunt vrăjitoare. Oh, e mult mai bine. No, n-are niciun rost. Papa Ștrumf are dreptate. Nici măcar eu, frizerul ștrumfilor, nu pot face nimic acolo unde este perfecțiune. Mulțam oricum, frizerule. Cred că am să port peruca stup de albine, pentru că așa sunt mieroasă. Oh, ce vrăjitoare elegantă, Miss! Oh, Lizardo! Nu știi să bați la ușă? Îmi cer iertare, iubirea mea! Ardeam de nerăbdare să-ți privesc frumusețea, așa că n-am mai putut aștepta. Dacă zici tu așa... Nu e zi să nu mă încânți cu părul tău aranjat după ultimul răcnet.
Mergem la micul nostru picnic călare pe vulturul meu? Nu e nevoie! Afară ne așteaptă măturica mea să ne ducă în zbor! Ei, atunci să zburăm, chipașule! Să zburăm! Un, doi, un, doi, un, doi, un, doi! Știi, poetule, nu ți-ar strica un pic de mișcare și ție? Bună, voinicule, bună, poetule, ce faceți voi aici? Bună, ștrumfițo, tocmai îi spuneam poetului că i-ar prinde bine un pic de mișcare. Trebuia să ghicesc. Tu le spui mereu ștrumfilor să facă mișcare. Poetul mereu scrie poezii, lacomul gătește mereu. Nu se schimbă nimic, unu, iar doi, eu nici atât. Vai, ștrumfița pare tristă astăzi. Ar trebui să facă mișcare. Poate că o poezie ar mai înveseli eu. Ți-a plăcut zborul nostru peste munți, draga mea? A fost o mare bucurie. Am visat la ziua asta. Doar noi doi, împreună, tu și eu, doar cu păsărelele. Și cu albinuțele. Oh, Lizardo, cât de romantic ești. Ia pleacă de aici, hai, hai de mine, hai, pe Luca. Ce îngrozitor. Ești afară, floricica mea. Oh, pățesc chestii de-astea mereu, nu-i așa că sunt năvalnică? Ce oribil! Ești cheală ca un bolovan! Adio! Oh, nu, mi-am pierdut peruca! Și pe Lizardo al meu! Am găsit un descântec foarte special! Neg de pe ciocul unui voltor! Purice de pe un ogar! Și o buclă de păr din care îți dorești. Se amestecă în mojar împreună cu parfumul rufină. Torn pe loc unde vrei să-ți crească păr. Oh, o să fie ușor. Ia să vedem ce fel de păr i-ar plăcea lui Lizardo. Adică altul în afară de al lui. Oh, părul ștrumfiței. Și din sămânța asta fermecată o să iasă exact capcana de care am nevoie, în care să cadă blondina cu legătoare de flori. Râdeți, dar mâine o să am păr adevărat. Dacă stau să mă gândesc, ce-ar fi să nu mai râdeți acum? N-am răbdare să aștept pe blondina albastră să culeagă floarea asta. Doar să o atingă și rămâne lipită de gladiola mea fermecată. Oh, cât e de frumos! Oh, de ce nu mă pot schimba și eu așa cum se schimbă fluturele? Nu te mai frământa, ștrumfițo. Să-ți citesc o poezie și pe urmă te duc acasă. Deși n-ai aripi și nu poți zbura, ești ca un fluture pentru orice ștrumf. O, poetule, ce drăguț, mulțumesc. Așa și e, dragă ștrumfițo. Ești mai ștrumfoasă decât orice ștrumf și-ar dori eu. O, poetule, spui cele mai ștrumfoase. Ia uite, n-am mai văzut niciodată o asemenea floare. Vai de mine, nu pot să o culeg. Nici nu o pot desprinde. Stai, că te ajut eu. Rost, sunt prinsă. Dacă l-ascultam pe voinicul, puteam să fiu destul de puternică. Păi, zea, poetule, scoate și din asta o poezie. Fugi, poetule, fugi. Chiar așa, fugi, palavrageu mic și albastru. Eu m-am ales cu ce voiam. Ajutor! Dă-mi drumul de aici, vrăjitoare bătrână și ticăloasă! Când o să fie cazul, pacoste mică, când o să fie cazul, dar mai întâi îmi trebuie o buclă din părul tău aureu. Pentru ce? Ca să am și eu păr ca al tău. Să nu-mi spui că-ți place cum arăt, dar să te dezlipesc. Da, chiar acum. Ce zici de bucla aia, blondina? Păi, îmi dau seama cum te simți și eu sunt nemulțumită de felul cum arăt. Nemulțumită? Nu e cuvântul potrivit, drăgălașo. Poftim, cu asta o rezolvăm. Foarte bine, dar doar o buclă mică. O, nu, scumpete, tot părul. Nu vreau să risc deloc. Tot părul? Nici nu mă gândesc. Ascultă, stârpitură mică și albastră. Descântecul zice că părul să fie tăiat de mâna celei care îl are, dar la nevoie o fac cu mâna mea. Ba, n-am să o fac. Dacă nu, te transform într-o broască. Pe cuvântul meu de vrăjitoare, micuță culegătoare de flori. Hai,
Hei, vulturule, să luăm puricele de pe un ogar în timp ce ștrumfița își taie părul. 1, 2, 1, 2, 1. Trebuie să găsim ceva să o înveselim pe ștrumfiță. Iar prinde bine un pic de mișcare. Poate îi dau gantrele mele cele vechi. Papa ștrumf, voinicule. Poietule, mă bucur să te văd făcând jogging. Nu, nu, ștrumfiță. Pe pajiște. Da, știm, tocmai ne gândeam cum să facem ca să o înveselim. Nu. Ce tot încerci să ne spui, poietule? Ștrumfița. Hogata! Hogata! Cred că am luat puricele. Da, l-am prins. Ce? Oh, iau eu și de la tine ce-mi trebuie. Ai râzi, dar n-o să mai râzi când o să scot negoala de pe cioc. O văd pe ștrumfiță, dar nu văd pe Hagata. Ștrumfiță, nu! Ești afară? Papa ștrumf, slavă Domnului că ai venit. Hagata vrea să-i dau părul meu și dacă nu îl dau, mă transform într-o broască. N-ai grijă, ștrumfiță, te scoatem noi de acolo până se întoarce Hagata. Mă tem că Hagata nu o să se lase până când nu-i dă ștrumfiței părul ei. Doar dacă... asta e, păr de urs. Voinicule, țineți voi de 6 până vine Hagata. Bine, papa ștrumf! Frizerule, tunde destul păr din blana sa ca să creadă Hagata că e părul ștrumfiței. Ștrumfița ascunde părul sub pălărie. Uite, papa ștrumf, dar nu are aceeași culoare. Rezolvăm noi și asta, frizerule. Uite așa, uite. Grozavă treabă, papa ștrumf. Nici mie nu mi-ar fi ieșit mai bine. Oricum arată destul de bine ca să o păcălească pe Hagata. Papa ștrumf, dar dacă nu-mi dă drumul nici după ce îi dau părul? N-ai grijă, ștrumfițo. Odată ce Hagata o să folosească părul în descântec, îți va fi ușor să scapi. Papa ștrumf, vine Hagata. Ascundeți-vă. Iuhu, ștrumfiță, m-am întors. Am un purice și negul de pe ciocul vulturului. Acum nu mai trebuie decât cosițele tale aurii. Uite, vrăjitoare bătrână și ticăloasă, ia părul meu frumos. Excelent, draguțo, cu el o să-mi fac loc din nou în inima lui Lizardo. Acum dăm drumul așa cum ai promis. Nici vorbă scumpete, îi te vând lui Gargamel sau poate te țin ca să capăt recompensă. Sunt sigură că ștrumfii sunt dispuși să te plătească. Scump, e ștrumfița lor mică, chiar și cheală. Da, funcționează, simt cum mă gâdi la părul pe cap. Ce? Ce se întâmplă? De repede, ștrumfițo, urcă-te pe aici. Papa ștrumf? Te aranjez eu. Numai dacă te-aș putea azari. Nu cred că Hagata va mai încerca prea curând un alt descântec pentru crescut părul. Ai avut dreptate, voinicule. Sunt într-o formă jalnică. Ți-am spus eu, poetule, n-ai vrea să urmeze programul meu special de exerciții? Sigur, voinicule. Grozav, poți începe prin a mă urma făcând jogging până acasă. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Hai. Eu și cura mea de poet. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2.